Tunelul fricii. Am încercat să-mi aduc aminte de predicile pe care le-am auzit despre iad, dar niciodată nu am auzit așa cumplite lucruri ca și pe care mi le-a arătat Domnul mie aici. Iadul este infinit mai rău decât cineva poate să gândească ori să-și imagineze. Mă doare să știu că sufletele care acum sunt în chinuri în iad vor fi acolo pentru eternitate. Nu există nicio cale de ieșire. Sunt determinată să fac tot posibilul în puterea mea să salvez sufletele de acele orori, trebuie să predic Evanghelia, ta fiecare pe care îl întâlnesc, pentru că iadul este un loc înfricoșător. Și aceasta este o mărturie adevărată, înțelegeți ceea ce spun, dacă păcătoșii nu se pocăiesc și nu cred Evanghelia, ei cu siguranță vor ajunge aici, crede în Domnul Iisus Hristos. Si cheamă-l să te mântuiască din păcat, citește Evanghelia după Ioan, capitolele 3 și 14. Si te rog, citește această carte din scoarță în scoarță ca să înțelegi mai bine despre iad și despre viața de dincolo, citind, roagă-te ca Iisus să vie în inima ta. Și să-ți spele păcatele înainte de a fi prea târziu, am mers iarăși cu Iisus prin iad, cărarea era arsă, uscată, crăpată și cu pământ neroditor. Am privit în jos la șirul de gropi atât de departe cât puteam vedea cu ochii, eram foarte obosită, inima mea. Chiar duhul meu era 13 frântă de toate cele am văzut și auzit și știam că erau încă multe înainte. Iisuse, dă-mi putere să pot merge mai departe, am strigat, Iisus mergea în față ca conducător. Iar eu mă țineam foarte aproape în spatele lui, eu eram plină de durere din cauza tuturor lucrurilor îngrozitoare pe care le văzusem, mă miram în mine dacă lumea mea avea ce rede. Am privit nesete în gâtul meu, în dreapta mea, în spatele meu peste tot, câte de departe puteam vedea erau numai gropi cu foc, am țipat tare într-un moment de teroare. Oroarea și realitatea a ceea ce vedeam era prea mult pentru mine, o pământule, pe oceanie și te, am strigat, suspine adânci zguduiau duhul meu pe când mergeam în continuare cu Iisus. Mă gândeam ce va mai fi în continuare, mă gândeam ce or fi făcând familia mea, și prietenii mei, oh, câte îi iubeam, mi-am amintit cum am păcătuit înainte de a mă întoarce la Iisus. Și am mulțumit lui Dumnezeu că m-am întors înainte de a fi prea târziu, Iisus a zis, acum vom intra într-un tunel care ne va duce în burta iadului. Iadul are forma unui trup omenesc întins în centrul pământului, trupul stă întins pe spate, cu amândouă mâinile și picioarele întinse, așa cum eu am un trup de credincioși. Așa iadul are un trup de păcat și moarte, așa cum trupul lui Hristos este zidit zilnic, tot așa și trupul iadului este zidit zilnic, în calea noastră spre tunel. Am trecut pe lângă gropile în flăcări, cu strigăte și gemete ale condamnaților răsunând în urechile mele, mulți strigau pe Iisus când treceam pe lângă ei. Alții încercau să se cațere afară din groapa de foc ca să le atingă, dar nu puteau, prea târziu, prea târziu, striga inima mea. Durerea se citea tot timpul pe fața lui Iisus pe tot parcursul drumului, privind la gropile de foc, mi-am amintit de multele dăți când făceam foc în spatele grădinii noastre.
alții cum arăta jarul roșu și fierbinte care nu se stingea ore întregi, cu mult mai mult era ceea ce vedeam eu aici în iad, am fost foarte mulțumită să intru în tunel, mă gândeam. Tunelul nu poate fi atât de rău ca și gropile, dar cât de greșită am fost, imediat cum am ajuns înăuntru am văzut șerpi cumpliți, șobolani mari și multe duhuri rele. Toate fugind din prezența Domnului, șerpii să se iau la noi și șobolanii schelălăiau, de asemenea erau multe zgomote demonice, vipere și umbre negre ne înconjurau din toate părțile. Iisus era singura lumină care se putea vedea în întuneric, am stat ce te-am putut mai aproape de el, draci mici și diavoli erau pe toate părțile tunelului. Și toți mergeau undeva înspre ieșirea din tunel, am aflat mai târziu că aceste duhuri rele ieșeau pe suprafața pământului ca să împlinească legăturile Satanei. Simțind frica mea în acest loc întunecat, umed și murdar, Iisus a zis, nu te teme, curând vom ajunge la capătul tunelului, trebuie să ți arăt aceste lucruri, vino, urmează-mă. Șerpii uriași treceau târându-se pe lângă noi, unii dintre șerpii erau atât de mari că atingeau peste un metru lățime și cam 8 lungime, mirosuri groase, murdare umpleau aerul. Și duhuri rele erau peste tot, Iisus a vorbit, în curând vom ajunge în burta iadului. Această parte a iadului este de 17 mile, 29 câmp înaltă și de 3.005 câmp de jur împrejur ca un cerc, Iisus mi-a dat măsurile exacte. Voi încerca să scriu ce am văzut și auzit în măsura abilității și capacității mele, fac aceasta pentru gloria Tatălui, pentru gloria Fiului și pentru gloria Duhului Sfânt. Să se facă voia lui Dumnezeu, am știut că Iisus îmi arată toate aceste lucruri ca eu să pot avertiza oamenii din lume și să evite iadul cu orice preț, dragii mei. Dacă citiți aceasta și voi nu-L cunoașteți pe Iisus, opriți-vă chiar acum, pocăiți-vă de păcatele voastre.